Bună dimineața! Astăzi o să vorbesc un pic despre o poveste mai mult și mai mult interesantă, oarecum, hai să-i spunem, destul de proastă. Două persoane vreau să se căsătorească, cu orice preț. Prețul la ei nu a contat. Așa că s-au dus la starea civilă, iar apoi sau înainte la starea religioasă, știi, la preot. Preotul a spus, înainte a vă căsători, trebuie să vă spovediți. Înainte de taina Sfântei Spovedanii de căsătorie, preotul i-a întrebat, dar voi cum v-ați întâlnit? Vă placeți? Nu vă placeți? Știi? Păi, da, ne placem foarte mult și toate cele. Numai că răspunsul a fost cam așa ceva. Și cum v-ați întâlnit? Păi, o chestie foarte, o coincidență foarte întâmplătoare. A fost. Practic, cum să spunem noi, nu a fost chestia aceea că am mers pe stradă și el m-a agățat pe mine sau ea pe mine, știi? Pur și simplu am avut un coleg sau un vecin comun care, cum să spun eu, pe el l-am plăcut, dar nu i-am dat șansă. Am trecut într-o zi prin fața blocului și l-am văzut pe celălalt de la scara cealaltă. Celălalt de la scara cealaltă, bineînțeles, mamă, să aud niște lucruri interesante, cum că colega lui de la servicii este foarte bună de. Hai să ne oprim că e 25 decembrie, un pic. Și mie îmi trebuie așa ceva în viață, știi? După care mai stă ce mai stă un pic, mai stă ce mai stă un pic. Băiatul chiar nu, de la scara cealaltă, bineînțeles, nu putea să căsătorească pentru că era colegul de la servicii. Între ei băgat. Știi? Și a început să țipe, să urle, să nu știu ce. După care, dacă a văzut că tot nu merge și că nu știu ce, a început să-și aducă mătușile prin mama lui sau părinții lui, știi? În blocurile vecine. Noi suntem mătușile, mătușile! Datorită faptului că nu-l lași pe nepoțelul nostru, sau unchiulețul nostru să se căsătorească cu colega ta. Așa? Noi începem să facem scandal. Știi? Zi de zi scandal. Până și mașina ți-o vandalizăm, până și casa ți-o radem, și te înjurăm și te pălăcărim. Pe care oamenii încep să trezească pe stradă. Dau unchi în avem. Dumnezeu să ierte, sunt cu un picior în groapă sau în groapă la 2 metri. Nici de moliște n-avem timp, că trebuie să-l însurăm pe al nostru unchiuleț nepoțel. Foarte interesant, nu? Și asta era așa, că erau ei. Cum să spun? Știți, așa ne-am recunoscut, ne-am cunoscut și nu știu ce. Știi? Dar dacă nu spune absolut niciunul, că m-am ținut după colegul de la după vecinul de la scara cealaltă, pentru că are o colegă, nu știu de cum și nu știu de care, ca să-mi iau eu ca soție, când trebuie mie, nu-ți trebuie ție, să fiu eu cel mai tare, știi? Are și niște mătușele care îl ajută și unchi și toate cele. Dacă nu spun acest lucru, a cam îngărit căsătoria
religioasă. Simplu. După care începe căsătoria religioasă. Sunteți de acord? La 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 la. De nesilit de nimeni și de voie bună? Să vă luați acest soț sau această soție? Eu cu orice preț, că am auzit, zise el, că e bună. Știi? Mai stă ce mai stă un pic. Ia. Și eu am auzit ceva, și eu am auzit ceva. Dă să te și pup, dă să te și îmbrățișezi, dar nu mai mă strânge așa tare, de a te iubesc, de a te îmbrățișezi, până sar vertebrele din coloană și le auzi tic, 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 coloana 1, 2, 3, 4, 5, 6, tic, 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 dar nu mai mă strânge așa tare, când sare căpățâna dintre gât și coloană. Așa de mult te iubesc, știi, dragule. Punct. Crăciun fericit la toată lumea.